Shamsin nu mai este de astăzi jucătorul echipei Pandurii, atacantul libanez și-a reziliat contractul cu Gorjenii după două sezoane petrecute la Târgu Jiu. Shamsin a jucat 22 de meciuri pentru Pandurii și a înscris 7 goluri. Aventura lui Shamsin la Pandurii s-a încheiat. Atacantul a stat la Târgu Jiu timp de 2 ani, timp în care a jucat în 22 de meciuri și a marcat 7 goluri. Libanezul a ajuns la un numitor comun cu conducerea clubului și a reziliat contractul cu Gorjenii. În această perioadă, conducerea clubului mai poartă discuții cu Shalai, Gliva și Iorga pentru a fi împrumutați la alte echipe. Președintele clubului Pandurii, Narcis Răducan, a spus că este luată în calcul inclusiv varianta în care se va rezilia contractul cu cei trei. Pandurii joacă astăzi în deplasare cu FC Voluntari de la ora 18:30.